Jurnalele RTT. Știri la fix. Au reapărut cozile pentru plata impozitelor locale și miercuri dimineață sute de brașoveni au luat cu asalt sediile direcției fiscale și punctele de lucru din cartiere. La fel ca la începutul anului, cetățenii conștiincioși au vrut să își plătească taxele și impozitele locale imediat după ce le-au sosit acasă plicurile cu deciziile de impunere. Cum și vremea a fost frumoasă la Brașov, oamenii nu au ținut cont de faptul că au fost nevoiți să stea aproximativ o oră la coada de pe trotuar, înainte să intre în sediul instituției. Deci aproape o oră ați stat aici. Nu contează. Bine că e vreme bună. Da, e adevărat. De ce ați ales să veniți astăzi? Ați primit decizia acum, recent? Am primit decizia și e și vreme mai frumoasă. De ce ați ales să veniți astăzi? Pentru că așa m-am hotărât eu, nu eu. V-a venit decizia de impunere zilele acestea? Da, mi-a venit, A sosit acum și a zis să nu pierdeți timpul. Da, ce rost are de cază? Sunt pensionar, așa că stau liniștit. De când stați la rând? 30 de minute am deja. Merge repede? Cum e? Merge. Da. Cât de cât. De ce ați ales să veniți astăzi? Că-i soare afară. Da, e frumos și stați mai Da, mult, și... V-a sosit și decizia de impunere zilele acestea sau nu. Mai de mult? Anul ăsta nu mi-a venit. N-a venit. Dar eu tot atunci am plecare an în martie am plătit. Înăuntru, la ghișee, nu era deloc aglomerat, deoarece accesul în clădire se făcea doar în momentul în care ieșeau câteva persoane și același număr de contribuabili era lăsat să intre. Chiar și în afara clădirii, direcția fiscală a trasat linii pe trotuar, astfel încât să fie păstrată distanțarea fizică între cei care așteaptă să intre în clădire. Directorul direcției fiscale a explicat de ce au venit atât de mulți oameni în această zi. Da, au venit brașovenii, mai ales că zilele acestea au primit deciziile de impunere și ne așteptam, în fiecare an se întâmplă acest lucru, zilele când vin mai mulți, ca de obicei. În afară de posibilitatea plății la ghișeele de la sediul central sau de la sediile din cartiere, taxele și impozitele locale se pot plăti și online, fie pe site-ul ghiseul.ro, fie pe site-ul brașovcity.ro. Directorul Marian Voinescu chiar a precizat că anul trecut și ca urmare a pandemiei, aproximativ 40% dintre brașoveni au ales să își plătească obligațiile prin intermediul internetului, un procent mult mai mare față de anii precedenți. Locuiesc multe familii tinere care au copii în cartierul Tractorul, iar grădinițele nu mai fac față numărului mare de solicitări. La grădinița 33 cu program prelungit de pe strada Olteț 11, numărul copiilor este de aproape 3 ori mai mare decât numărul de locuri, astfel că situația este dificilă în condițiile actualei epidemii. Părinții au decis să facă o petiție adresată primarului Alen Coliban pentru ca spațiul în care a funcționat centrul Musașino și care în trecut a aparținut tot grădiniței să fie dat de municipalitate unității de învățământ. Dacă acest spațiu va fi atribuit grădiniței, se vor crea undeva la un număr de 45-50 de locuri în plus. Nevoia de număr de locuri pentru copii e foarte mare. Numărul solicitărilor pentru scrierea învățământului pe școală a crescut semnificativ. Cumva e undeva la 300% față de cât se poate pune la dispoziție. Numărul mare de copii și spațiul insuficient afectează procesul educațional, spun părinții. Sunt și câte 27-28 de copii care în acea sală, acolo învață, acolo dorm, acolo mănâncă. Și nu vorbim de săli foarte mari. Deci acolo sunt în saltele și dorm, le strâng și după amiază desfășoară alte activități. Municipalitatea spune că are în vedere ca posibilă viitoare destinație a spațiului și grădinița 33. Având în vedere că Asociația Musașino este în lichidare, municipalitatea care deține acel spațiu a luat decizia de evacuare a celor care funcționau în acel spațiu. Municipalitatea din Musașino a reluat activitățile centrului sub o altă formă. După finalizarea procedurii de evacuare, una dintre variantele luate în discuție este ca acel spațiu să fie pus la dispoziția grădiniței pentru a asigura spațiul necesar ca orele de la acea grădiniță să se desfășoare în condiții optime.
De doar câteva zile pe internet, petiția a fost semnată deja de peste 500 de persoane. Inițiatorii spun că își doresc să ajungă la 1000 de semnături și astfel să îl convingă pe primarul Alen Coliban că grădinița este cea mai potrivită destinație pentru clădire. Județul Brașov are incidență de scenariu roșu 3,04. O posibilă decizie în acest sens ar putea fi luată însă doar după 48 de ore de la constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile. Sunt 1946 de persoane cu test pozitiv astăzi în județul nostru. În ceea ce privește incidența pe localități, pe primele două poziții sunt în continuare comuna Sânt Petru cu 4,75 și municipiul Brașov cu 4,53. Coeficient peste 3 la 1000 au raportat comunele Prejmer, Hălchiu și Beclean și municipiul Codlea. Se apropie de 3 și comuna Târlungeni, care deschide lista celor 10 localități cu incidență peste 2, între care se află și orașele Predeal, Râșnov și Săcele. Incidență peste 1 se înregistrează în 11 localități, între care se află orașele Ghimbav, Zărnești și Făgăraș. Printre cele 31 de localități cu incidență între 0 și 1 au rămas orașele Victoria și Rupea. În ceea ce privește campania de vaccinare, instituția prefectului informează că, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sănătate Publică, până astăzi au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ 40.547 doze vaccin Pfizer, 2.690 de doze de vaccin Moderna și 6.230 de doze de vaccin AstraZeneca. Numărul de doze de vaccin administrate până în data de 2 martie inclusiv este de 45.062, din care 17.157 reprezintă doze rapel, adică a doua administrare. Numărul cazurilor totale de efecte adverse raportate este de 88, niciunul sever. Județul Brașov a depășit incidența acumulată de 3 la 1000 de locuitori. Până miercuri 3 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, din care 32.630 în județul nostru. 746.779 de pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.278 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 191 dintre acestea sunt din județul Brașov. Distinct de cazurile nou confirmate, 966 de persoane au fost retestate pozitiv, iar 40 dintre acestea sunt în județul nostru. Până miercuri au decedat 20.586 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2. În intervalul 2-3 martie au fost raportate 77 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 40 de bărbați și 37 de femei, erau internați în spitale din 29 de județe, între care și Brașov și din București. Dintre acestea, un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria 40-49 de ani, 7 decese la categoria 50-59 de ani, 19 decese la categoria 60-69 de ani, 21 de decese la categoria 70-79 de ani și 26 de decese la persoane de peste 80 de ani. 75 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu aveau comorbidități. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.795. Dintre acestea, 1.032 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 6.079.276 de teste real-time PCR și 324.488 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 26.392 de teste real-time PCR și 8.699 de teste rapide antigenice. De la ultima informare făcută de grupul de comunicare strategică, au fost raportate și rezultatele a 225 de teste prelucrate anterior și transmise până la data de 3 martie.
Pe teritoriul României, 43.457 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.527 de persoane se află în izolare instituționalizată. 57.455 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 127 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 2 martie 5.087 de sancțiuni contravenționale în valoare de 860.950 de lei. A fost întocmit și un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Reamintim, la linia Telverde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Din 1986 încoace, în data de 3 martie, este celebrată Ziua Mondială a Scriitorilor și la nivel local sărbătorim această zi grație Bibliotecii Județene George Barițiu. Bibliotecarii brașoveni ne invită să sărbătorim 100 de femei remarcabile, care sunt și scriitoare în același timp. Printre ele au ales și o brașoveancă, pe scriitoarea Petronela Rotar. Este o sărbătoare de început de primăvară, în care sunt omagiați și scriitorii de pe întreg mapamundu, fie că aceștia sunt romancieri, autori de poezie, scriviști, dar și cei care vin din mediul jurnalistic și chiar istorici. Ori noi la Brașov avem o scriitoare deja consacrată, pe Petronela Rotar, care are mai multe lucrări la activ, mai multe romane, și eu cred că se chiar și poezie și este printre autorii noului val în România, care nu întâmplător a și fost inclusă între cele 100 de scriitoare care sunt printre cele mai importante care au fost vreodată în România. Dar eu cred că Brașovul are de ce să se mândră, are de ce să vedeți când avem astfel de oameni care ne fac cinste și la nivel național. Scriitoarea din Brașov a aflat însă vestea includerii sale printre cele 100 de femei cu povești extraordinare doar cu o zi înainte de la o cititoare. A trimis o fotografie și mi-a spus cu mare bucurie că am fost inclusă în această selecție. Eu n-am știut până în momentul ăla și am fost tare bucuroasă și mândră, mai ales că se știe că nimeni nu e profet în orașul lui. Chiar m-am bucurat foarte, foarte tare și m-am simțit mândră așa și onorată. În primul rând de vecinătate, sunt niște femei și niște biografii absolut extraordinare. Pe majoritatea le-am citit și le cunosc. Și e o alăturare extrem de onorantă pentru mine și am fost tare, tare bucuroasă și onorată. Pentru cei care nu s-au confruntat încă cu o pagină goală, scrisul poate părea ceva simplu. Scriptura nu este un lucru tot mai ușor. Mulți cred că a te așeza în fața unei foi de hârtie și a scrie ceva este un lucru foarte ușor, dar eu cred că nu fiecare poate să-și exprime gândurile, doar cei aleși. Mă bucur cu atât mai mult că printre cei aleși care au talent, care pot să ne reprezinte așa și ca comunitate la nivel național, ce numără și Petronela Rotar. Petronela Rotar a publicat prima carte, un volum de poezie, în 2014, O să mă știi de undeva, iar până acum s-a vândut în multe mii de exemplare, devenind singurul bestseller de poezie în România post-decembristă. Au urmat cartea de proză scurtă Alive, tot în 2014, iar în 2017 apare Orbi, primul roman al autoarei, carte care devine în doar câteva săptămâni bestseller și un adevărat fenomen, primul tiraj epuizându-se înainte de lansarea oficială. În 2018, Petronela Rotar publică Privind înăuntru, care a devenit la fel de repede bestseller și primește distinția Cartea Anului la premiile culturale ale Consorțiului Corona Brașov. Bestseller este și cea mai recentă, Ajută-mă să nu dispar. Sunt doar câteva dintre cărțile publicate de fosta jurnalistă, acum una dintre cele mai apreciate scriitoare din România.
Au apărut primele tensiuni în rândul coaliției la Râșnov. Consilierii USR Plus nu au fost de acord cu propunerea primarului liberal de a aviza un aviz tehnic eliberat de arhitectul șef. Au urmat acuzații din partea primarului la adresa useriștilor, cum că aceștia s-ar opune proiectelor importante pentru localitate. Consilierii USR Plus au ținut să explice de ce au considerat că nu trebuie supus votului avizul arhitectului șef. Motivul a plecat de la motivația domnului primar de a iniția aceste hotărâri, motivație pe care noi am considerat că nu are temei legal. Deci avizarea avizelor de oportunitate nu se face de către Consiliul Local, așa ceva nu există în lege, este o inventare a unor termeni. Acest aviz nu există pe circuitul stabilit de legea 350, care spune foarte clar, avizul este elaborat de arhitectul șef, da? Și aprobat de primar. Motrescu spune că potrivit legii avizul arhitectului șef este unul tehnic, astfel că nu poate fi supus aprobării deliberativului. Primarul a schimbat motivarea, însă consilierii au considerat că se schimbă fondul hotărârii și au propus amânarea acesteia. În cele din urmă, lucrurile s-au lămurit. Noi ca și stațiune de turistică de interes național am putut să avizăm și noi puzurile în Consiliul Local, într-adevăr, comunele, orașe nu se avizează busurile, se impuse doar la aprobare. Nu ni s-a părut o chestie normală, fiindcă la un aviz pentru busul vin numai cu o planșă și cum sunt poziționate pe teren sădirile sau ce doresc să fac în postul respectiv. Dar noi am cerut puțin mai mult, efectiv documentația a fost documentația pentru avizul de oportunitate. Iar în avizul de oportunitate sunt detaliate toate lucrurile acestea. A fost puțin anunțat, dar s-a rezolvat. Coaliția dintre PNL și USR Plus deține o majoritate confortabilă în Consiliul Local din Râșnov. Deputatul Marian Rasaliu este nemulțumit de faptul că cei de la putere au uitat fabrica Romanesa. Socialdemocratul consideră că moștenirea industrială a județului Brașov a fost îngropată de turismul de asamblare. Tradiția noastră, moștenirea noastră industrială a fost îngropată de turismul acesta de asamblare pe care îl practică guvernanții și cu care se laudă aceștia în momentul de față. Să faci o hală industrială nouă care să asambleze camioane venite din altă parte, în loc să încurajezi industria locală, brașoveană, românească. Deputatul PSD consideră că o astfel de atitudine reprezintă o lipsă totală de patriotism.